Peste 30 de ani de la primul transplant cu celule stem din cordonul umbilical, s-au efectuat peste 40.000 de astfel de intervenții, din care peste 4.000 în cadrul grupului Famicord, din care Biogenis face parte. În ultimii câțiva ani, utilizarea celulelor stem din cordonul umbilical s-a extins în domeniul medicinei regenerative prin studiile clinice efectuate pentru afecțiuni cum ar fi autismul și leziunile cerebrale. Celulele stem prelucrate în laboratoarele noastre sunt utilizate cu succes în neurologie, hematologie sau ortopedie. Acum 10 ani se foloseau doar în hematologie. Dacă vrem să aflăm ce se va întâmpla peste alți 10 ani, ar trebui ca și mai multe familii să afle despre importanța recoltării la naștere. Țesutul de cordon umbilical conține celule stem mezenchimale cu proprietăți antiinflamatoare și de regenerare a țesuturilor. În anul 2014, Biogenis a participat la tratamentul primului copil român cu celule stem mezenchimale. De atunci și până în anul 2020 au mai beneficiat de terapii cu celule stem alți 36 de pacienți români. În ultimii ani, cifra s-a dublat, depășind astfel 70 de pacienți români în pofida contextului pandemic. Pacienții au fost tratați atât cu celule stem hematopoietice, recoltate din sângele de cordon umbilical, cât și cu celule stem mezenchimale, recoltate din țesutul cordonului umbilical. Până în prezent, Biogenis a eliberat 18 probe de celule stem recoltate la naștere, care au fost utilizate atât pentru copiii de la care au fost recoltate, cât și pentru rudele acestora apropiate. Pentru un număr redus de pacienți care au ratat șansa unică a recoltării de celule stem la naștere, Biogenis a facilitat accesul către Banca Publică de Celule Stem din cadrul Famicord, cel mai mare grup de bănci private de celule stem din Europa. Pacienții români au beneficiat de tratament fie în România, fie în cadrul centrelor de transplant, partenere Famicord, din Polonia. Aceștia sunt copii și adulți cu vârste cuprinse între 6 luni și 60 de ani din toate zonele României. 90% dintre pacienți sunt copii, iar cea mai frecventă afecțiune este, din nefericire, autismul, urmat de paralizia cerebrală și tulburările de dezvoltare. Pacienții tratați prin intermediul Biogenis au cunoscut îmbunătățiri remarcabile, începând de la 3 ore după prima administrare. Este important de menționat faptul că studiile clinice au demonstrat siguranța tratamentelor cu celule stem umbilicale, acestea fiind lipsite de reacții adverse. Pe site-ul Biogenis, www.biogenis.ro, puteți găsi câteva dintre mărturiile oferite de către părinții copiilor care au urmat terapiile cu celule stem din cordonul umbilical în cadrul clinicilor aparținând grupului Famicord. În ceea ce privește rezultatele tratamentelor cu celule stem, acestea sunt foarte ușor de observat în rândul copiilor diagnosticați cu întârzieri de dezvoltare, care înainte de administrare nu puteau, de exemplu, vorbi, nu puteau merge, nu puteau sta înșezut, ori chiar nu se puteau alimenta. Spre deosebire de cei diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, unde observarea rezultatelor este mult mai subiectivă, depinzând de vârsta copilului și de gradul de afectare. Avem astfel copii care au învățat mersul pe bicicletă, cu toate că în trecut încercările părinților au fost fără succes. Copii care și-au îmbunătățit atenția, înțelegerea, limbajul, cititul, abilitățile de socializare și comunicare. Pe scurt, terapiile cu celule stem își propun să reintegreze copiii cu tulburări din spectrul autist în colectivitățile de copii tipici. Toate acestea au fost posibile datorită serviciului unic introdus de Biogenis, și anume navigatorul de pacienți. Acesta este o persoană dedicată pentru consilierea și informarea clienților care au nevoie de tratamente cu celule stem, oferind sprijin pentru clienți oricând există suspiciunea unei afecțiuni ce poate fi tratată cu celule stem. În plus, Biogenis oferă informații medicale, legale, logistice și financiare.
Ne ocupăm de intermedierea relației dintre pacient și clinica de transplant, ori medicul transplantolog, și coordonăm pacientul pe parcursul său medical, începând de la diagnostic și până la tratament. Tot ceea ce trebuie să faceți este să ne contactați pe adresa navigator.pacienți@biogenis.ro, oferindu-ne câteva detalii minime, vârstă, diagnostic detaliat, ce vor fi însoțite ulterior de documente medicale specifice. Acestea vor fi supuse Comisiei de Bioetică Medicală din Polonia, care va transmite un răspuns în maximum 30 de zile, pacienții aflând în acel moment dacă sunt ori nu calificați pentru terapia cu celule STEM. În cazul unui răspuns pozitiv, atât din partea clinicii, cât și din partea familiei pacientului, urmează etapa de așteptare necesară multiplicării celulelor STEM aferente terapiei personalizate. După 3-5 luni, pacientul agrează cu clinica data primei administrări de celule STEM. În funcție de diagnostic, dar și de tipul de celule STEM utilizat, medicul transplantolog poate opta pentru administrare intravenoasă ori administrare intratecală, protocolul durând între 3 și 5 ședințe. În funcție de evaluarea medicilor și de dorința pacientului, se poate începe o nouă serie de tratament după minim 6 luni de pauză. Având în vedere că discutăm despre proceduri medicale foarte avansate, mulți pacienți se tem de costurile aferente. Cu toate acestea, clienții Biogenis beneficiază de tarife preferențiale, ajungând până la mai puțin de jumătate din prețurile practicate în alte țări europene. Astfel că noi ajutăm pacienții acum, nu în viitor.